Vălul atentatelor islamiste acoperă din nou fața Europei. Doi suedezi au fost uciși aseară la Bruxelles, înaintea meciului de fotbal Belgia-Suedia, de un tunisian de 45 de ani care s-a declarat drept membru al statului islamic. Atacatorul a fost prins de poliție de dimineață și a murit din cauza împușcăturilor. Spusese că ucide suedezii pentru că în această țară este ars Coranul. Deși parchetul belgian a exclus inițial o legătură cu războiul Israel-Hamas, a revenit asupra chestiunii după ce a descoperit pe conturile de pe rețelele sociale ale islamistului mesaje de susținere pentru Palestina. Nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la nivel maxim în Belgia și în Italia a fost ridicat nivelul de alertă, iar în această dimineață un egiptean și un italian suspectați de apartenență la un grup terorist, respectiv statul islamic, au fost arestați. În Spania un bărbat a fost arestat după ce a agresat sexual două pasagere într-un tren și a strigat că este membru Hamas. Last night terrible attacks, they affected all of us. Terrorism is directed against people everywhere. Perpetrators, they try to instill fear, distrust and division in our free societies. Terrorists must understand that they will never succeed in their intent. They will never be able to subjugate our free societies. With their hatred and their violence, they only show their impotence. Terrorism will never defeat us. Franța a anunțat măsuri de securitate suplimentare pentru meciul din această seară cu Scoția. Apar și noi informații despre atacatorul care a înjunghiat mortal un profesor vineri. Și el postase pe rețelele sociale mesaje în care își revendica apartenența la statul islamic. În vreme ce oficialii de la Paris, în frunte cu președintele Macron, anunță că vor lua noi măsuri pentru combaterea terorismului, un primar francez i-a transmis un mesaj președintelui. Ne-am săturat să aprindem lumânări. Ne-am săturat de minute de reculegere și să depunem coroane în memoria victimelor. Ne-am săturat să spunem și să auzim în fiecare zi aceleași discuții care nu duc la nicio îmbunătățire de fond. Aceleași discuții, eu nu înțeleg un lucru pe care îl văd de fiecare dată apropo de aceleași discuții când avem de-a face cu un astfel de atentat terorist. De fiecare dată aflăm după nefericitul eveniment că autoritățile locale, dar știau și internaționale, știau de acești indivizi, îi știau pe băieți, îi urmăreau, aveau dita mai dosarul despre ei și cu toate astea nu le-au făcut nimic. În cazul teroristului de aseară, de la Bruxelles, da? Am aflat azi și că el a fost și prin Italia, prin Bologna, prin Genova, și pe acolo a fost sub supraveghere. Acum autoritățile italiene investigează, caută să nu mai aibă ceva prieten pe acolo, da? Caută cu cine s-a întâlnit omul, ca nu cumva să fie vorba despre o rețea teroristă. În Belgia ne-a spus ministrul apărării că îl aveau sub supraveghere. El practic nu avea ce căuta în Belgia, stătea acolo ilegal, da? În 2019 primise aviz negativ la cererea lui de azil. Cu toate astea a rămas în țară, făcuse și niște mici infracțiuni pe acolo. Agenție externă, de servicii externe de securitate, chiar îi avertizaseră pe belgieni că are apucături radicale și că din comportamentul lui, din postările lui, pentru că e foarte ușor să le analizezi profilul de Facebook. Știi că în cazul multor atacatori chiar au postat pe Facebook cu câteva zile înainte mesaje foarte clare cu ce au de gând să facă. Și la fel, analizându-i profilul, serviciile au constatat că omul e dispus să facă astfel de gesturi în numele jihadului. Și cu toate astea, autoritățile ce fac? De fiecare dată, uite, belgienii au zis că nu este o amenințare imediată, nu este chiar așa o amenințare. Eu înțeleg acum că nu vrem să luăm orice suspiciune, da? Asupra unui musulman drept, gata. Asta e și ideea, Alex. Nu poți să iei niște măsuri preventiv, da? Îi ții sub observație mai mult decât atât. Păi nu suntem noi europenii cei care milităm pentru drepturile minorităților, inclusiv minorități etnice, minorități religioase și tot felul de minorități, da? Nu poți să iei un personaj de genul ăsta doar pentru că este suspect și să faci ce cu el? Să-l închizi? Ce să faci? Nu știu ce ai putea să faci. Îl condamni în momentul în care... Un pic, ședere ilegală, trafic de persoane, îl condamn... alte infracțiuni, nu e degeaba îl trimiți acasă, da?
Nu că ți s-a părut ție suspect, omul ăsta a făcut niște lucruri ilegale și atunci trebuie să-l condamn pentru asta. Nu poți să-l lași acolo doar să-l supraveghezi. Uite că nu l-au supravegheat, dovada că a fost în stare să comite acest atentat. Alex, îți amintesc că avem nenumărate exemple, poate este campioana unor astfel de exemple, știi, atentate cu arme, da, prin licee și așa mai departe, o țară Statele absolut Unite, democratică, da, e vorba de Statele Unite. Dar când ai o grămadă pe listă, ce o să te faci? Atacatorii postează pe Facebook, Nemo, înainte să comită acele atrocități, da? Ei spun, uite, mă duc la școală acum și mi-omor colegii. Ultimul atentat era la fel, era un personaj de genul ăsta care posta pe tot felul de rețele sociale, da? De se dădea white supremacy sau o chestie de genul ăsta, la care am pușcat mai și unde era, la San Francisco, nu mi-amintesc exact unde s-a întâmplat. Ideea este, da, că era tot un personaj de tipul ăsta, da? Nu poți să iei, adică ce să faci, să iei preventiv, să-i salți, să-i bagi în pușcărie, ce să faci cu ei? Nu poți, nu poți acționa așa. Acționezi în virtutea legii, am încălcat o lege, nu condamn. Este o instigare la ură. Da, în momentul în care tu vii și ameninți, Facebook spațiu public este, tu vii și ameninți că îi omor, că îi faci, că nu știu ce, îl iei la secție frumos, porți o discuție cu el, nu îl supraveghezi de la distanță și după ce comite crima, te trezești să zici că da, domne, aveam dosar cu el. Ne ferim să-i acuzăm, da, direct, să-i trimitem acasă. După aia, de cele mai multe ori, vedem că aceste suspiciuni se confirmă de terorism și... Sigur că nu vrei să cazi în cealaltă extremă. Deci el omoară acum. Mai rău le face în cu toată considerația ăsta. Și cu tot regretul pentru cei doi suedezi, da, care au murit, da, se duse seara acolo, probabil în contextul meciului. Știm doar că erau turiști, nu știu dacă erau și suporteri efectiv ai Suediei. Ideea este că, da, vine un nebun de genul ăsta și se omoară doi oameni pe stradă, știi? Nu pune ăla care un mare atentat, vreo bombă montată pe la vreun aeroport prin Bruxelles, cum s-a mai întâmplat și așa mai departe, da? Da, deci n-a făcut o acțiune de genul ăsta prin care, știi, să fie atras efectiv atenția autorităților. Probabil mergea liniștit, nu știu cum s-a întâmplat efectiv atentatul, că n-am văzut anumite de genul. Mergea liniștit cu armă la el, știi, și la un moment dat scoate arma și ce să-i faci, omule? Ce spun eu este că evitând să-i acuzi direct și să iei acțiuni, da, asupra lor, să iei măsuri, tu practic îi lași, ajung să comită aceste atentate și se creează ditai valul de ură acum, asupra tuturor musulmanilor, pentru că tu îi scapi de sub control pe niște indivizi. Acum, da? Acum eu le găsesc circunstanțe atenuante, pentru că, repet, a fost o întâmplare, hai să zic așa, ca anvergură, da? A fost o întâmplare minoră, deși au pierdut două vieți aici. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e minoră. Ca anvergură, ca happening, ca întâmplare. Tu gândește-te că au fost acele apeluri, da, din partea liderilor Hamas. Haideți să declarăm ziua furiei pe 13, vineri 13, da? Ne amintim, da? Ne amintim ce manifestații au fost prin toată Europa, Amsterdam, Londra, Paris, dar chiar în Belgia, nu? Islamiști de toate felurile, de toate culorile, musulmani, în orice caz, nu știu dacă sunt teroriști sau nu sunt teroriști, dar musulmani, cel puțin, care și-au arătat susținerea față de Palestina. Deci autoritățile erau cu ochii pe astfel de evenimente de mare anvergură, unde se puteau întâmpla nenorociri în masă, efectiv. Și atunci, evident că îți poți scăpa niște evenimente, repet, doar ca întâmplare minore, pentru că minoră nu înseamnă nimic minor. Mai periculos, da? A omorât aici doar doi oameni și a rănit un al treilea, putea cu acel cuțit, am văzut și prin Germania, să omoare mult mai mulți. Despre altceva e vorba, uite, domnul Ovidiu Raeschi a scris și o carte intitulată Istoria intelectuală a jihadismului și de-aia vreau să-l întreb, poate intelectualitatea musulmană, da, să joace un rol în acest... În calmarea spiritilor, să spunem, da? Sau din potrivă. Sau e prea mare influența militară, nu știu. Influența militară în spațiul islamic, paradoxal, e mai degrabă benefică. Armatele, așa cum au fost fondate ele după perioada colonialistă, au o ideologie anti-islamică. Uitați-vă la Turcia, uitați-vă la Egipt, acolo armatele au tendința chiar să dea lovituri de stat pentru a înlătura islamiștii de la putere. Din potrivă, ideologiile islamiste care se finalizează prin acțiuni precum cea de aseară, sunt pornite de la intelectuali. Said Qutb, care e personajul care inventează jihadismul așa cum îl vedem astăzi, scrie în anii 1960, provenind dintr-un romancier laic, care, considerând că nu se bucură de gloria de care ar fi trebuit să se bucure, se transformă brusc într-un teoretician
și un teolog islamist foarte violent. Deci, din păcate, în realitate, intelectualii sigur că ar putea să ne aducă o versiune mult mai laică a islamului, însă în realitate ei sunt principalii creatori ai acestui curent jihadist. Bun, dar să ne așteptăm ca diplomația să învingă rațiunea, să învingă momentele astea, sau trebuie să se consume mai întâi conflictul ăsta pe partea militară ca să se mai descarce spiritele și abia apoi să... Deci mai avem de așteptat pentru diplomație și rațiune? Există un bloc sunit care este rațional și diplomat. Există Egiptul, care și-a normalizat după 3 războaie majore, 48, 56, 67, 73, deci 4 războaie importante cu Israelul, și-a normalizat în 1979 relațiile și a semnat pacea. Există Iordania, care e un factor de diplomație și rațiune acolo în zonă, și Iordania a semnat în anii 90 un tratat de pace cu Israelul și menține zona sigură, blocând eventualele atacuri dinspre Egipt, dinspre Iran, către țărmul Mediteranei, adică către Israel. Există 4 state care au semnat recent, între altele Marocul, acordurile Abraham cu Israelul, și există Arabia Saudită, care se pregătea să o facă, și motivul pentru care a venit acest atac Hamas acum e tocmai acela de a bloca Arabia Saudită să semneze acest pact. Deci avem o sumedenie de actori raționali și deschiși către diplomație și câțiva actori care dimpotrivă profită pe seama morții, a crimei și a războiului, și profită la modul cel mai cinic, în sensul în care obțin din asta donații, obțin din asta sute de milioane în criptomonede, așa cum a făcut Hamas după 7 octombrie și așa cum încearcă să facă acum și Daesh prin acest atentat, în care bagă capul cumva în acest film creat de Hamas, încercând să se reinventeze la rândul său. Da, și în Spania, la Felix, am văzut și acolo amenințări teroriste deocamdată în ultimele zile. Felix, cum e? Vă simțiți în siguranță? Controlează autoritățile situația? În siguranță nu prea ai cum să te simți. Chiar dacă îți imaginezi că sunt mii de polițiști, agenți, servicii secrete, ascultări, informații, adică atentatele sunt, par imprevizibile, par neașteptate, dar se produc și produc efecte. Adică de atâția ani ne-am obișnuit cu aceste atacuri teroriste care par așa, niște incidente, dar ele au în spatele lor niște organizații teroriste care la rândul lor sunt susținute de niște rute de finanțare, de niște state care, nu vreau să le numesc, dar care sunt în conflict deschis sau nu cu Occidentul, care vor să creeze presiune, care vor să ajute extrema dreaptă să ajungă la putere în Europa și să distrugă, să spunem, echilibrul democratic din aceste state, care ulterior să alimenteze o mai mare luptă cu alte zone ale lumii. Deci, eu personal am auzit mulți politicieni de-a lungul anilor, și după atentatele din 2004 de la Madrid, și după cele de la Londra, și de la Bruxelles, adică Europa pare o țintă foarte facilă pentru acești atacatori, care aparent sunt niște persoane care vin să caute de muncă în Europa și dintr-o dată se transformă în teroriști care scot Kalashnikov și împușcă oameni. Deci undeva se greșește. Dacă suntem în stare să zicem, să deportăm imigranții care vin să muncească, cei care vin cu barca, care mor pe mare, nu, de ce nu se pot deporta acești oameni care sunt deja în atenția serviciilor? Aseară mă uitam pe Twitter la ce scria lumea din Bruxelles, din Europa, de altfel, cu privire la atentatul de acolo, și foarte mulți utilizatori de pe Twitter erau siderați de faptul că acest individ se plimba liniștit cu motocicleta și încărca arma pe stradă, adică ei îl puteau filma cetățenii, dar poliția nu era în stare să-l prindă. Era de-a dreptul surprinzător. Un tip îmbrăcat cu o geacă portocalie. Deci este de-a dreptul de râsul curcilor, ca să zic așa.
Dincolo de asta, avem și o oarecare toleranță sau suntem la obișnuit ca europeni să fim toleranți și să nu sărim, ceea ce e foarte bine. Nu suntem conflictivi, nu suntem agresivi. Ne-am educat de atâția ani să trăim în comunitate. Și de aceea aceste momente de agresivitate bruscă ne iau prin surprindere, nu știm cum să reacționăm. A fost un incident într-un tren din Spania unde un cetățean marocan de 23 de ani a strigat în gura mare că el e membru Hamas și a agresat sexual două femei din vagon. Timp de o oră au stat oamenii acolo până a venit garda civilă și l-au arestat pe acest individ care până la urmă a fost acuzat doar de tulburarea liniștii publice și de agresiune sexuală. Cu toate că el strigase în gura mare că este membru al unei organizații teroriste. Și apoi pe lângă asta avem și disputa politică, adică în Europa încă avem dubii cu privire la pe cine trebuie să susținem. Eu cred că lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să fim împotriva terorismului. În Spania a fost chiar o dispută zilele acestea între ambasada Israelului și guvernul Spaniei, care încă este în formare și mai are elemente de la formațiunea Podemos de extremă stângă, care este foarte înclinată să susțină, să spunem, cauza, nu neapărat cauza persoanelor afectate de război, cât să fie în contra establishmentului occidental, nu? Și au profitat de, să zicem, de acest conflict din Gaza ca să bată monedă pe imaginile cu civilii care sunt afectați de război de acolo, dar în niciun moment nu au zis vrem sau susținem eliberarea persoanelor sequestrate de Hamas. Adică există încă o anumită ipocrizie la mijloc în rândul politicii europene și cred că avem nevoie să clarificăm lucrurile pentru că urmează ani extrem de dificili în privința asta și probabil că securitatea noastră va fi destul de afectată dacă nu ne clarificăm lucrurile. Și mai susținem ceva, Felix, Alex, nu toată lumea, susținem modelul democratic, de asta susținem Israelul, de asta ne uităm și chiar dacă democrația care se înfilipă în Ucraina, dar nu fi un model de democrație, dar ne dorim acel sistem democratic în Ucraina, ucrainenii își doresc, că tot vorbeam la începutul emisiunii despre ei, dar asta e ce susținem, da? În rest, ce putem să susținem? Exact cum spunea și Felix, în niciun caz terorismul. Da? Democrația este o vorbă, Nemo, Felix, nunca mas, da? Mulțumim, Felix!